Culoarea ta contează. Asta vor să ne reamintească organizatorii evenimentului Believe in Unity, Crede în Unitate, o echipă alcătuită din oameni ce fac parte din mai multe biserici baptiste și penticostale clujene. Un eveniment care face parte din seria Clujul, capitală europeană a tineretului 2015. Și un eveniment care vrea să umple de culoare nu numai schela montată pe Bulevardul Eroilor, pe care vor fi prinse cele circa 6.000 de plăcuțe de lemn pe care oricine e binevenit să picteze, ci vrea să umple de culoare chiar fața orașului. Pentru că orașul suntem noi, spun organizatorii. La deschiderea evenimentului au participat coordonatorul proiectului, Marcel Salahoru, artistul plastic Iurie Cojocaru, parte a echipei, președintele fundației Hanah, sub tutela căreia se desfășoară evenimentul, Emi Triteanu. Au salutat inițiativa profesorul universitar clujean Vasile Boari și, din partea administrației locale, șeful biroului învățământ Cultură, Culte, Sport, Ion Cristofor. Ce avem de făcut? E foarte simplu. În primul rând, un pic de voință. În al doilea rând, conștientizarea faptului că suntem parte unitară a acelui oraș și, practic, vor trebui acoperite suprafețele unui astfel de panoaș, care vor fi montate câte 5 ori 5, 25 de panouri, după care întreaga construcție va fi acoperită cu aceste panouri. Oferiți panouri, pensule, ce mai oferiți? Pensule, tot ceea ce este necesar. Idei, inspirație? Inspirația vine din altă parte, dar e de dorit să... De unde? Dacă nu vin oamenii să întrebe ce să facă? Da, sigur că vin, cum să nu vină, dar îndrumăm, le sugerăm o direcție, nu învățăm ce să facă. Le sugerăm o direcție și lăsăm creativitatea să lucreze cât se poate de bine. Și aveți deja primit clienți? Da, sunt câteva lucrări care sunt gata și așteptăm să se usuce pentru a le putea ansambla. Fiindcă se ansamblează între ele cu niște cleme, trebuie să fie uscate. Și sperăm să nu plouă, că atunci vom avea mici probleme. Dar cum este cine să facă programul și la ploaie, ne încredem. Bă, poate fi de la multe bă. Poate fi în primul rând de la bunul Dumnezeu. Apoi binecuvântare, sigur believe, brășfălean, borz, bunătate. Ați gândit la literă, tocmai la B, de ce? În primul și în primul rând. Pentru că după aceea, sigur, văd că încap multe cuvinte sub B, dar în primul rând de la ce a pornit B-ul? Am ascultat discursurile celor care au deschis oarecum vernisajul de astăzi și mi-am dat seama că, așa cum spuneau ei, noi suntem Clujul, înseamnă că eu, Borz, sunt un om din Cluj. Adică Clujul e bazat pe aceste pietre vii care suntem noi oamenii care umblăm în Cluj. Și atunci, de la B-ul ăsta, am încercat să extrapolez la tot ceea ce poate să însemne B. Adică, believe, pentru că se potrivește foarte bine cu believe, și sigur, toți ceilalți care poate nu poartă un nume de B, ca Bogdan sau ca celelalte nume, și referindu-se categoric la oamenii care ei fac culoarea Clujului. Asta e costumul de lucru pentru pictură? Costumul de lucru pentru monta schele. Da, arată drăguț. Elegant, cravată. Da, se poate și așa, când o faci pentru 3 minute pe zi. Și ce o să iasă de aici? Deja se știe? Da. Din acest pătrat. Din pătratul ăsta singur nimica. Dacă
din pătratul ăsta plus omul care stă la el și se gândește? Ce o să iasă? Sincer să fiu, rămâne de văzut. Nu pot să am imaginea de ansamblu de la început. Eu sunt bucățica. Și cum e cu inspirația? Vremea e frumoasă, atmosfera plăcută, îmi revin amintirile din perioada în care făceam chestia asta foarte des și vine. Spor, multă inspirație. Mulțumesc. Ce ați reușit să faceți până acum? Eu doar mi-am scris numele în chineză. De ce în chineză? Pentru că știu să scriu în chineză. Pentru că așa mă cheamă. Și am zis că să fie ceva mai deosebit. Care-i numele? Ia să descifrăm. Suo Lin, adică Sorin. Ați știut din de mai înainte ce vreți să puneți pe pătratul acesta? Nu, adică, da, peisaj, o natură vreau să fac, încă nu-mi dau seama care va fi finalitatea. Un copac în mediu. De ce peisaj și nu, nu știu, figura unui copil de acasă, probabil? Va fi și aia, cu siguranță. Nu o să mă opresc aici, o să fac și copii. O să fac și oameni și... Asta înseamnă că aveți dreptul la mai mult de un pătrat? Chiar, sincer, n-am întrebat, dar chiar și clandestin că... Veniți altfel îmbrăcat și aveți alt pătrat. Sau în altă zi. Cum vi se pare ideea evenimentului ăstuia? Foarte bună, foarte bună și pentru că societatea contemporană românească are nevoie de implicare mai mult în viața publică, să zic așa. Și trebuie să dăm culoare, trebuie să fim foarte pozitivi în mizeria vieții care ne e... N-aș vrea să intru prea mult în amănunte, în ofurile mele personale, dar în mizerile pe care ni le construiesc, așa zis și aleșii noștri. Și atunci noi trebuie să luăm atitudinea și ceea ce ni se îngurgitează pe gât nu trebuie să acceptăm atunci când este împotriva interesului nostru. Pornim de la culori și de la bună dispoziție. Ce anume? Cu contraofensiva. Da, deci oricum pozitiv și prin drepturile pe care ni le-am câștigat acum 25 de ani și de care noi nu abuzăm, nici măcar, parcă nu le-am câștigat. Pur și simplu, lumea e blocată. Și o asemenea acțiune mai deschide ochii, parcă. Da. Sper să fie așa un început colorat din schimbările pe care eu oricum le văd. Deci, ce am reușit în 25 de ani, extrem de puțin, să facem pași. Eu cred că în următorii 2 ani jumate, așa să fac un raport, cred că societatea românească va fi mult în față. Deci, probabil că aceste două decade și se vor compresa, că nu se mai poate. Și mizez pe generația tânără, a copiilor mei și care sunt mult mai deschiși. De ce să credem în unitate? Believe in unity. Pentru că dacă nu există unitate, nu există progres. Unitatea este o condiție pentru dezvoltare. De aceea cred că, pentru că lucrarea în sine este o metaforă a Clujului, cred că Clujul are nevoie în primul rând de unitate, că noi, cei care suntem clujenii, să facem un front comun pentru a face din Clujul acesta mai mult decât este în momentul acesta. Deci ați văzut măcar o mică lacună la capitolul unitate din moment ce ați pornit inițiativa? Da, este adevărat, dar nu vreau să dau lecții acum, ci doar vreau să fac o provocare. O provocare ca fiecare clujan să vină și să ofere și fiecare avem de oferit ceea ce noi suntem, ceea ce noi facem. Noi avem ceva de dorit celor din jurul nostru.
avem ceva de dăruit Clujului. Această instalație din mijlocul Clujului, vrem să ridice un semn de exclamare în dreptul inimii fiecărui clujen, de a nu aștepta doar să-i se dăruiască, ci să fie cel care dăruiește, pentru a face din Clujul acesta mai mult decât este în momentul acesta. Aveți așteptări de vreun fel, poate legate de aspectul estetic al lucrării sau de cel sufletesc, care ar putea să aducă surprize de la participanți? Da, sunt așteptări, eu cred. Eu cred, indiferent cum vor picta cei care vin, pentru că vor fi sinceri, atunci când nu ești specialist, nu poți să pui decât ceea ce ești. Pentru că vor fi cinci, cred că va fi extraordinar. Nu poate să iasă rău, pentru că fiecare aduce ceea ce el este. Deci am așteptări și am certitudini din acest punct de vedere. Aștept doar oamenii să înțeleagă și să vină să-și aducă aportul. Și apropo de venit oameni, poate vreți și să vină să pună întrebări legate de minunea asta din buricul târgului? Da. Noi vom fi aici, suntem dispuși să dăm răspunsuri și în primul rând să ascultăm. Am vrea ca să fim doar ca o cutie de rezonanță pentru gândurile lor, pentru inima lor, care eu cred că în mare parte vibrează pentru orașul acesta. În același timp, poate când vorbim despre această lucrare, trebuie să spunem că ea este făcută sub egida Believe. Believe este o mișcare care și-a propus câțiva pași în folosul urbei. Și sunt câteva domenii care, la care vrea să răspundă. Domeniului sănătății, să-ți aducă un aport în direcția aceasta a mediului, a culturii, în domeniul spiritual și în domeniul social. Primii doi pași au făcut deja. În domeniul sănătății am pornit un proiect de plantare a 10.000 de copaci, care sperăm să-l finalizăm până la sfârșitul anului. În domeniul mediului am făcut o acțiune semnificativă de strângere de gunoaie, o strângere selectivă a gunoaielor într-o parte a orașului. Ceea ce urmează, conferința din 23-24 mai, e o conferință despre care probabil că știți, e tot sub semnul unității într-un fel și care va avea de făcut o afirmație în domeniul spiritual în Clujul acesta și sper să răspundă unor întrebări ale participanților. Și în fine, în domeniul social, care sperăm să-l putem dezvolta până la sfârșitul acestui an, este în lucru. E bine, acest eveniment e chiar la mijloc. Cel mai mult aici la... Ce-i asta? Este un... O instalație pentru frumusețarea Clujului și pentru exponat. Este foarte frumos și sunt sigur că toți cei care au pictat și-au dat tot sufletul pentru această pictură. Dar de ce crezi că au pus instalația asta în centrul orașului ca să pictă? Lumineze Clujul, așa să fie mai luminos, mai vesel. Cu cine ați venit? Cu clasa și doamna învățătoare. Doamna Ana Pop, de la Colegiul Național George Coșbuc. Noi suntem clasa a treia. Și ați venit fiindcă sunteți mari pictori? Da. Nu foarte! Da? Da. Ești? Da, și mai este un coleg foarte talentat. Coleg Alexandru. Ați terminat de pictat aici? Da. Ia arătați-mi să vă ce ați făcut voi. Sunt duse la uscat. Și de aici care vă place cel mai mult? Ia să vedem. Care? Acesta. Este foarte frumos și real într-un fel. Acesta. De ce? Este foarte bine colorat și pare real. Acesta. De ce? Pentru că e foarte, foarte bine colorat și toate... E alb-negru. Nu-e colorat, că e alb-negru. Da, doar că au prins toate detaliile. Detaliile sunt importante, așa de importante? Da. De ce? Pentru că dacă vrei să ai un
desen foarte frumos, desenul trebuie să aibă detalii foarte bune. Și te-a pus de pictat după experiența asta? Da. Facem un interviu la înălțime mulțumită lui Iurie Cojocaru, care este și responsabil de idee, de această construcție pe care stăm. Cum ați ajuns ca echipă la forma asta de instalație? Tot a pornit de la o invitație la o cafea. Am stat cu Marcel Salahoru pentru că vinovatul este el. Ne-a făcut o provocare și ne-a invitat la o cafea. Am stat, am povestit. Am schimbat foarte multe lucruri până am ajuns la exact ceea ce vedeți dumneavoastră aici, o schelă metalică. Dar într-un fel sau altul, faptul că am ajuns aici, credem că am realizat exact ce ne-am propus. Cu alte cuvinte, ne-am gândit la un oraș în miniatură. Cum ar arăta orașul fără oameni? Dacă Clujul ar fi fără oameni, cum ar arăta? Și ne-am imaginat o schelă metalică, bine ancorată, legată între ele. Deci e bine ancorată, stăm în siguranță acum. Bun. Și dacă ar rămâne această schelă metalică doar așa, ar fi foarte trist. Și atunci oamenii sunt cei care dau culoare Clujului, da? Oamenii sunt cei care dau farmec orașului. Aha, și o să facă chiar la propriu, pentru că ei chiar pun culoare pe plăcuțe și plăcuțele voi le puneți în instalație, pe instalație. Exact. Pornind de la ideea că, virgulă, culoarea ta contează, tu dai culoare Clujului, ne-am gândit la om, o pătrățică de 20 pe 20. Omul valorează mult mai mult, dar metaforic doar. Și avem peste 6.000 de plăcuțe, asta ar însemna cel puțin 6.000 de oameni care ar trebui să vină să picteze, după care panotăm fiecare plăcuță într-un metru pătrat, ar fi panouri de 1 metru pătrat ori 25 de plăcuță. Și încercăm să încărcăm această schelă cu aceste panouri de 1 metru pe 1 metru. După aceea ce se întâmplă cu toate frumusețile de aici? După aceea ne-am gândit să dăruim aceste panouri la primărie, spitale și personal mă gândesc când merg într-un spațiu public și văd holurile mari cu pereții goi, mi-ar fi plăcut să văd ceva ce s-a realizat în Cluj. Mai mult ca atât am putea scrie sub fiecare panou câți voluntari au fost, povestea proiectului mai bine zis, că voluntari nu ar trebui să-i scriem, dar povestea proiectului ar fi foarte important. Mai mult ca atât, mă gândesc dacă unul dintre cei care au lucrat, după ani de zile, ar merge prin spațiile respective și și-ar găsi pătrățica, cred că ar crea mari emoții pentru acea persoană. Investiție în viitor. Dar ce povești ai strâns de pe stradă, de la oamenii care au venit să își aducă propria culoare la instalația aceasta? O, poveștile sunt foarte multe. Fiecare om e o poveste până la urmă și din păcate, nu am reușit să stau cu fiecare în povești, pentru că aici am avea o mare nevoie de oameni care ar vrea să se implice în acest proiect. E loc și pentru ei. Am emis cumva, ne-a scăpat această latură în care nu doar a picta înseamnă și socializarea, ci inclusiv oamenii vor să vorbească, să povestească. Și asculta. Și asculta. Cineva care să asculte, un voluntar care să fie cu voi să asculte ce au de spus oamenii. Exact. Ce ai reușit să prinzi așa de la oamenii care au venit să picteze și te-ai impresionat? Spre exemplu, cel mai mult m-a impresionat un grup de copii care au venit de la o
centru de plasament, unul dintre ei era nevăzător și a pictat o plăcuță de 20x20. Când mi s-a dat și am văzut-o, nu știam că este nevăzător, m-am bucurat pentru că avea un simț teribil al culorilor și l-am felicitat și am spus, și după aia mi-a spus persoana care s-a ocupat de el că nu vede. A fost o lecție fantastică pentru mine, pentru că am tot ce-mi trebuie, dar poate că nu le pun în valoare exact așa cum ar trebui. Și chestia aia m-a frământat și mă frământă și acum. Vin copii de la școală, de la grădiniță, cel mai tânăr a fost de 2 ani. Cel mai în vârstă? Cel mai în vârstă, nu știu, până l-am întrebat, dar cel puțin nu este limită de vârstă. Oamenii vin cu bucurie. Sunt ce fel de oameni? Așa mai deschiși sau vin și mai la costum? Sunt de toate felurile. În primul rând, majoritatea spun că nu sunt pictori și că nu sunt talentați. Noi încercăm să îi convingem că fiecare are în el ceva frumos. Nu, acel frumos ar putea să-l pună și pe plăcuță. Au venit și Gabor, este un Gabor veritabil care a făcut un autoportret, după mine, unul dintre cele mai frumoase. Am avut francezi, am avut nemți, am avut unguri, cu alte cuvinte, absolut tot cine se plimbă în zonă și ne vede. Clujul. Clujul suntem noi. Sunt invitați și dacă au deschidere, chiar ne face o mare bucurie să implice în proiectul nostru. Până la urmă, e proiectul celor care ne înconjoară. Mai aveți nevoie de ceva? Sunteți în plină desfășurare cu proiectul? Toate la locul lor sau mai sunt nevoi de împlinit? Da, nevoi ar exista și o nevoie foarte acută ar fi voluntarii care s-ar implica în următoarele zile, în sensul că avem nevoie de voluntari care să monteze aceste panouri pe schelă, voluntari care să preia oamenii și să-i aducă la mesele de lucru, să lege acele plăcuțe între ele ca să fie un panou și oameni care să vorbească cu alți oameni. Poate asta ar fi cel mai important lucru. Eu cred că până la urmă banii nu contează și un lucru făcut cu bucurie este mult mai primit de Dumnezeu. Asta, lucrul acesta ar trebui să-l învățăm noi toți. Cred că România este deschisă și oamenii din România au inimă mare și ar putea să se implice mai mult în lucru de voluntariat. Până în 17 mai, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, sunteți așteptați să vă lăsați amprenta în culoare. Nu uitați însă că și după 17 mai... Cluj!